Dan Barna ascultă discursul lui Marcel Ciolacu. Se joacă cu ochelarii săi. Nu știu, pare plictisit, mestecă gumă, gata, a scăpat ochelarii. A scăpat ochelarii. Nu schițează niciun gest. Absolut nimic. Pentru că trebuie să vină un uh, subaltern, un om inferior care să rezolve situația. Niciun gest, Dan Barna. Și acum, doamna de lângă el cheamă pe cineva să-i dea ochelarii. Indică locul, vine omul salvator și înapoiază ochelarii lui Dan Barna. Știu că nu e cel mai important lucru din lume, dar felul acesta în care vezi că oameni aflați în poziții importante, în posturi importante, își tratează subalternii, oamenii inferiori lor, spune foarte multe despre felul în care se comportă o astfel de persoană. Atunci când nu știe că e în centrul atenției, atunci când nu știe că este filmat, așa se comportă Dan Dambarna Dan Barna se joacă cu ochelarii, îi scapă pe jos, nu schițează niciun gest, și apoi, Cheamă un angajat al Camerei Deputaților să-i înapoieze ochelarii scăpați pe jos. Așa se comportă oamenii aceștia care sunt la un alt nivel. Cum să se ducă, dam, Barna, el și să-și recupereze ochelarii? Cum el, vicepremier, și-a scăpat ochelarii, să-i ridice chiar el, în acel moment, să facă el așa ceva? Nu. Doamna de lângă el trebuie să cheme pe cineva. Care să-i înapoieze ochelarii lui Dan Barna. Și, încă o dată, știu, asta e un, un detaliu, poate considerat neimportant, dar eu cred că atunci când vezi o persoană care își creează o, ima o anumită imagine publică, prin declarații, prin strategii bine gândite de comunicare publică, și atunci când vezi o astfel de persoană. Când nu știe neapărat că e în centrul atenției, cum se comportă cu oamenii pe care îi consideră inferiori. Cred că asta spune multe despre felul în care oamenii aceștia se raportează așa în general la societate și la oamenii pe care îi văd, încă o dată, inferiori. Pentru că nu înțeleg lumea din jurul lor. Trăiesc într-o bulă proprie în care nu pătrund acele. Informații de care ar avea nevoie pentru a fi un vicepremier bun, un premier bun, un parlamentar bun, pentru a reprezenta într-adevăr poporul. Cineva care cheamă o altă persoană, un angajat al Camerei Deputaților, să-i ridice ochelarii pe care i-a scăpat pe jos. Cred că asta spune multe despre felul de a fi a unei astfel de persoane. O să fie oameni care o să ia apărarea lui Dan Barna că nu e, un, nu e un lucru atât de important, avem lucruri mai importante de vorbit. Da, dar asta cred că spune multe despre personalitatea acestor oameni și despre uh, felul de a gândi. Felul în care gândesc oamenii aceștia. Felul în care vă, îi văd pe toți cei din jurul lor. Sunt ei acolo sus, iar jos suntem noi ceilalți care trebuie să. Rezolvăm problemele. Și-a scăpat ochelarii. Cum să se ridice vicepremierul acolo, de la uh, tribuna Parlamentului? Să se ridice de pe scaun, să se aplece, să ridice ochelarii. Vai, dar cum să facă așa ceva? Dan Barna. Nici măcar nu a fost el care a cerut uh, recuperarea ochelarilor. I-a transmis mai departe, doamnei de lângă el, care a chemat un angajat al Camerei Deputaților să-i înapoieze lui Dan Barna ochelarii, pentru că Dan Barna e prea important. Nu poate el să-și recupereze singur ochelarii. De la nivelul la care el nu se poate apleca atât de jos pentru a recupera ochelarii. Acesta este în barna, atunci când nu știe că e în centrul atenției, atunci când nu știe că e filmat. Se comportă așa, nu știu, ca un uh, rege, ca un mare boier. Știi, am scăpat ceva pe jos, te rog. Uh, uh, tu, sclavul, ai angajat aici, ca să-mi faci mie pe plac, uh, înapoiază ochelarii. Da, nu sunt psiholog, uh, dar pe mine pe de-o parte m-a amuzat gestul acesta, momentul acesta, iar mai departe îmi arată încă o dată cum văd oamenii aceștia, cum ne văd oamenii aceștia pe noi toți ceilalți, sau aproape toți ceilalți, în raport cu ei de acolo, de sus, de la tribuna Parlamentului, din Guvernul României, sunt lucruri pe care ei pur și simplu nu pot să le facă. Cum să-ți recuperezi singur un obiect scăpat pe jos când poate să facă lucrul acesta altcineva. Acesta a fost momentul cu Dan Barna.